Bună ziua! Mă prezint, pentru cei care nu mă cunoașteți, inginerul Tălmăcel Maricel, directorul executiv al Direcției Agricole Județene Neamț, iar în stânga mea se află mâna dreaptă, domnul inginer. Executiv adjunct în Direcția Agricole. Da, am solicitat această conferință de presă, să veniți la această întâlnire, pentru a prezenta realizările acțiunilor din sectorul agricol și de industrie alimentară în 2018. În mod succint o să vă prezint ce am realizat și ce n-am realizat în 2018 legat de sarcinile ce ne-au revenit nouă de la Ministerul Agriculturii prin programul de guvernare. Să nu mă întrebați de cormorani. Direcția Agricolă a Județului Neamț, ca instituție ce reprezintă Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în teritoriu, împreună cu unitățile subordonate acestuia, răspund de realizarea strategiilor politicilor agroalimentare, de aplicarea pârghiilor și mecanismelor specifice economiei de piață, în vederea stimulării producției agricole, în concordanță cu obiectivele de guvernare ale Ministerului. Obiectivul activității instituții noastre reprezintă obținerea de producție agricole, vegetale și animaliere în concordanță cu potențialul natural, economic și uman de care dispune județul Neamț, în scopul asigurării necesarului de consum propriu și în același timp de crearea de disponibilități pentru schimburi economice. Suprafața agricolă a județului Neamț este de 281.534 de hectare, dintre care 109.459 de hectare pajeci permanente și 169.650 de hectare suprafață arabilă. Suprafața agricolă cultivată în 2018 a crescut la grâu secare și triticale cu 3.704 hectare față de 2017, la porumb cu 1.305 hectare, la rapsă cu 834 de hectare, la orzoaica de primăvară cu 613 hectare. În producția foarte bună obținută la hectar la porumb boabe se datorește faptului că s-a folosit sămânță certificată pe majoritatea suprafețelor, tehnologii corect aplicate la care se adaugă condițiile meteorologice favorabile pentru această cultură care au căzut în precipitațiile care au căzut în lunile iunie-iulie, precum și faptul că producătorii agricoli au primit permanent consultanța agricolă de specialitate. Suprafețele cultivate în anul 2018, o să vi le dau comparativ cu 2017. Grâu secară triticale, în 2018 am cultivat în județul Neamț 26.937 de hectare, față de 2017, o creștere de 3.704 hectare, când a fost o suprafață de 23.233 de hectare. Orzi de toamnă 2.210, în scădere cu 324 de hectare față de 2017. Orzoaică de toamnă 734 de hectare, o creștere de 258 de hectare față de 2017. Orzoaică de primăvară 1.430 de hectare, așa, o scădere de 613 hectare. Ovăz boabe 3.571 de hectare cu 822 de hectare mai puțin decât în 2017, porumb boabe 57.494 de hectare, o creștere de 1.305, floarea soarelui 14.603 hectare, o scădere de 693 de hectare, rapiță 10.397 de hectare, o creștere de 834 de hectare față de 2017, soia 4.706 hectare, o creștere de 502 hectare, sfecla de zahăr 2.894 de hectare, în scădere cu 141 de hectare, cartofi 6.709 hectare, de asemenea o scădere de 267 de hectare, legumele 4.503 hectare, o creștere de 128 de hectare, plante de nutreți 31.454 de hectare, în scădere cu 3.037 față de 2017. În ce privește producțiile medii realizate în anul 2018, comparativ cu 2017, la grâu producția medie a fost de 4.459 de hectare, o scădere de 582 de kg la hectare.
datorită condițiilor precare din punct de vedere meteorologic din primăvara lui 2018, deci seceta severă a influențat producția de grâu. La orzi de toamnă, 5.181, aici avem o creștere de 116 hectare, de 116 kg la hectar, având în vedere grâu, ăsta, orzul, se seamănă cam cu o lună de zile înaintea grâului, a fost mai puțin afectat de seceta din primăvară. Orzoaica de toamnă, tot o creștere, deci 3.943 de hectare, o creștere cu 192 de kilograme la hectar, la orzoaica de primăvară, 2.823, scădere severă, 1.108 hectare față de kilograme față de anul trecut, e explicabil, se seamănă în primăvară, condițiile foarte proaste din primăvară. La porumboabe, la porumb am înregistrat o producție medie de 8.380 de hectare, deci de kilograme la hectar, deci o creștere de 1.104 kilograme. Grâul a plecat mai slab în primăvară, dar venind acele ploi, care l-au favorizat foarte mult, au adus la creșterea aceasta de producție. Mai ales și datorită faptului că majoritatea fermierilor sau datorită secetii din care se manifestă aproape anual, primăvara, mulți din ei folosesc hibrizi rezistenți la secetă. Plus tehnologii de prelucrare a solului care păstrează apa în sol, având în vedere că marile societăți din agricultură sunt dotate cu utilaje moderne care permit să aplice tehnologii de cultivare care să favorizeze păstrarea apei în sol. La floarea soarelui, o producție medie de 2.327 la hectar, o scădere de 359 de kilograme față de anul 2017, de asemenea explicabilă prin faptul că în perioada când se produce polenizarea la floarea soarelui a plouat intens, așa, iar albinile n-au zburat. Deci, hibrizii de floarea soarelui, în proporție de 70%, ei sunt autofertili, dar 30% au nevoie de insectele polenizatoare. Nezburând, nu s-a făcut această polenizare și atunci, normal că procentual a scăzut și producția de floarea soarelui. La rapiță, 2.357, o scădere de 442, tot pe seama secetei. La soia, 2.642 de kilograme, o creștere de 431. Ploile din iulie au favorizat înflorirea puternică și fructificarea și atunci a crescut producția. Deci, vedeți, când ne aflăm în partea a doua, au favorizat unele culturi, pe altele le-au defavorizat. Sfeclă de zahăr, 41.759 de kilograme la hectar, o scădere de 10.914 kilograme la hectar, având în vedere că de la 1 august până la recoltare n-a mai plouat decât foarte puțin. Deci în vreo 4 luni s-au înregistrat în jur de 20 de litri pe metru pătrat. Și sfecla, în loc să acumuleze, a consumat din ceea ce acumulase până atunci. La cartofi, o producție de 13.942, o scădere de 2.941. Producția de cartofi a scăzut foarte mult datorită faptului că în iunie-iulie, plouând masiv, nu s-au putut face tratamente pentru mană, în special, mai ales că la noi majoritatea culturii de cartofi este în gospodăriile populației. N-au făcut tratament pentru mană, cultura a fost afectată și atunci producția a scăzut. Și probabil că a fost de proastă calitate. La legume, 12.114 kg, o scădere de 2.504, la plante de nutreți, 14.639 de kg, de asemenea o scădere de 2.915 kg. Toate datorate condițiilor instituite datorită secetii. În toamna anului 2018 s-au înființat în județul nostru 24.128 de hectare de grâu secară și triticale, 2.839 de hectare de orz, 400 de hectare de orzoaică de toamnă, rapiță, 5.401 hectare. Noi am avut un program, de regulă când facem programul, luăm și noi media ultimilor 3 ani care au fost semănate pentru 8.500.
nu s-a putut realiza programul datorită secetei excesive, nu s-au putut face arături, nu s-a putut pregăti terenul. Și ăsta care s-a pregătit și s-a semănat, din toată această suprafață, numai 1400 de hectare sunt răsăriti. Celălalt, în primăvară, s-ar putea să migreze spre floarea soarelui și porumb, pentru că le vor întoarce. Plante de nutreți, 313 hectare, legume, 91 de hectare și 1 hectar de căpșuni. Propunerile pe care le-am primit de la fermieri în ce privește însămânțările în primăvara lui 2019, deci pe total județ, 114.472 de hectare de arabil care se vor semăna în primăvară cu 736 de hectare de grâu de primăvară, 1.330 de hectare de orzoaică de primăvară, 3.880 de hectare ovăz boabe, 58.375 de hectare porumb boabe consum, 22 de hectare sorb boabe, porumb boabe sămânță 611 hectare, alte cereale 20 de hectare, mazăre boabe 294 de hectare, fasole boabe în ogor propriu 276 de hectare, floarea soarelui consum 13.637 de hectare, floarea soarelui sămânță 363 de hectare, soia 4.880 de hectare, sfeclă de zahăr 2.880 de hectare, sorg pentru mături 180, plante medicinale 5 hectare, alte plante pentru industrializări 33 de hectare, aici intră probabil culturile energetice. Cartofi total 6.800 de hectare, legume în câmp și solarii 4.520 de hectare, pepen verzi și galben 70 de hectare, plante de nutres total 15.473 de hectare, semințe și semenceri la cânepă 67 de hectare, căpșuni 20. Această structură s-ar putea să sufere modificări în primăvară, că v-am explicat că o parte din rapiță, dacă nu aproape toată, dar în mod cert, 4.000 de hectare vor fi întoarse și atunci se vor semăna ori cu floare, ori cu porumb. Da. Deci, ea nu a intrat răsărită decât 1.400 de hectare. Regula este ca rapița să intre în iarnă cu 3-4 perechi de frunze adevărate, o grosime la colet de mărimea unui creion, grosimea unui creion, ca să poată rezista peste iarnă. Ea poate să răsară acum sub zăpadă, poate, dar care n-a fost păcălită, deci ce înseamnă prin păcălire. A dat o ploiță mică, a ajuns pe la sămânță, a germinat și după aia a murit. Dacă nu s-a întâmplat asta, că unii, de regulă, tehnologic, te gândești când îi secetă, semeni un pic mai adânc, deci rapița se poate semăna și până la 4 cm. La 4 cm, ca să ajungă apa, trebuie o ploaie puternică. Da? N-a ajuns apa, o ajuns acum, răsare, se duce zăpada, pleacă, dar în martie, dacă vine un ger de minus 6 grade, un îngheț s-a dus. Deci nu este mai mult ca sigur că atâta rapiță vom avea în anul ăsta, cam 1.400 de hectare. De asemenea, să știți, cerealele de toamnă, ele au intrat cu răsărire totală, doar câteva mii de hectare și parțial răsărite, adică în procent de 60-70%, 60% din suprafață, restul nerăsărită. Aici este, nu e o tragedie, pentru că pe măsură ce au întârziat semănatul, fermierii au mărit doza de sămânță și atunci nu avem treabă că trebuie să înfrățească, pentru că ei în loc să semene 450 de boabe germinabile au semănat 600-650. Și cu această zăpadă care a venit și se topește și intră în sol, ei vor, semințele vor germina și s-ar putea chiar să avem o producție bună. Dar totul depinde de cum va evolua vremea. Da. Legat de producția zootehnică, noi lunar transmitem situații statistică spre minister și colectăm date din teritoriu despre efectivele de animale. O să vă arăt. Deci la bovine, în 2018,
avem un total de 75.463. În 2017 au fost 77.296. Deci a scăzut efectivul cu 1.833 de hectare. Matca, de la 50.574 cât am avut în 2017, e 49.348, o scădere de 1.226. Nu, vorbim de bovine, nu avem treabă cu pesta. Deci, din cauza îmbătrânirii forței de muncă din agricultură, mai puțin se, zootehnia e muncă grea, să știți. Da? Prețurile care nu sunt prea atractive pentru, nici pentru carne, nici pentru lapte, încă, având în vedere că noi suntem într-o piață concurențială cu alte 27 de state, da? Alții își pot permite să vândă mai ieftin în România și atunci lovește în producătorii noștri. Aici o să intervină, dar pentru ca să faci așa ceva, ai nevoie de forță muncă tânără în agricultură. E ideea asocierii și înființării de cooperative, pentru că aia de generația mea-s greu de șters pe creier să uite ce au fost CAP-urile. Dar cooperativele funcționează în toată Uniunea Europeană și au apărut în 1900 în Danemarca, nu le-a înființat Stalin sau altcineva. Ei le-au pervertit, asta e altceva. Ei, până nu se vor uni, pentru că una e să vii cu producția de la 15 vaci și alta e să vii de la 1000 și ceva. Da? Una e să vinzi laptele de la fermă la cel care vrea să ți-l ia, dacă vrea și când vrea, alta e să-l procesezi și legat de asta să integrezi, să ai și un lanț propriu de magazine. Sunt câteva cooperative în țară care au reușit să facă asta. Ideea este că noi trebuie să îi putem, să avem întâi acești tineri care vor să facă treaba asta, să-i urcăm în niște autocare și să-i ducem la fața locului să vadă unde este o cooperativă, să vadă cum funcționează. Da? Știți că și Moise a plimbat poporul evreu 40 de ani prin pustiu. De ce? Că puteau să ajungă de acolo, acolo într-un an. Ca să dispară generația care a fost sclavă. Da? Să apară una care, nouă, care știe, vrea libertate, vrea să facă ceva. Da. Asta e. La porcine. Aici avem creșteri cu tot cu pestă. Un efectiv total de 116.684 de capete în 2000, nu, da, în 2017 și în 2018 123.460 de capete. O creștere de 6.776 de capete. Dar aici matca a scăzut. Deci, de la 11.671 scroafe, în 2018 11.965, o scădere de 294 de capete. Acum trebuie să iasă pe bază de ordonanță de urgență, că legea a contestat-o, da? Și o să vină sprijinul pentru fermele de reproducție din sectorul suinilor și avicol, da? Pentru că noi importăm fermele mari, importă purceii din Irlanda, din altă parte, unde plătesc 60, 70, 100 de euro pe porc, când se poate să-l producă în țară. Dacă se va implementa această măsură, acest mod de sprijin, sunt sigur că vor crește efectivele de porci din țară și inclusiv și de la noi din județ. Ovine. În 2017 erau 234.507 capete, în 2018 220.980, o scădere de 13.527 de capete. Aici aceeași problemă. Nu mai există personal calificat, că nu oricine vrea să mai facă șoban. Da. Matca, de la 175.450 de oi fătătoare, da, în 2017, am ajuns în 2018 la 165.320, deci o scădere de 10.130. Aici e principala scădere. Caprine, 53.396, în 2018, 50.855, o scădere de 4.541 de capete. O să avem mai puțini caprele vecinilor. Da. Matca, și aici este o scădere de la 42.780 de capete la 40.985,
o scădere de 1795 de capete. Păsări, un număr de 2.077.484 de capete în 2017, 1.817.462 în 2018, o scădere de 260.000 de capete. Aici avem, în schimb, o creștere la matcă, de la 926.045 în 2017 la 942.103 în 2018, o creștere de 16.058 de capete. Producția de carne valorificată în, în anul 2018, așa, obținută de la animale în 2018. Deci, carne total în 2017, 30.348 de tone, în 2018, 31.070 de tone, o creștere de 722 de tone. Lapte de vacă, în 2017, 1.504.539 de hectolitri, în 2018, 1.500.421, o scădere de 4.118. Prețul la lapte este cel care influențează acest lucru. Mulți au, nu, au renunțat la vaca de lapte și au trecut pe carne, vă spun eu, mulți. Lapte de oaie, 73.920 de hectolitri în 2017, 65.930 în 2018, o scădere de 7.990 de hectolitri. Normal, scăzând efectivele, scade și producția. La lapte de capră, 29.480 de hectolitri în 2017, în 2018, 27.440, o scădere de 2.040 de hectolitri și aici. Așa. Am uitat să vă arăt că la oaie, de exemplu, și producția medie a scăzut de la 43 în 2017 la 38 în 2018. Asta datorită faptului că pășunile au suferit din cauza secetei. Deci mai puțin în masă verde, mai puțin lapte. La fel și la capră. Și aici au scăzut cu 4 litri, de la 84 la 80 producția medie. Lână. În 2017, 450 de tone, în 2018, 445 de tone. 5 tone mai puțin, aici din cauza scăderii efectivelor. Ouă. 183.100.000 de bucăți în 2017. În 2018, 177.200.000 de bucăți. O scădere de 5.900.000 de bucăți ouă. Miere. În 2017, 375 de tone, în 2018, 411 tone. O creștere de 36 de tone. Deci, analizând evoluția efectivelor animale, se constată scăderea acestora la aproape toate speciile de animale, a efectivelor matcă și a producțiilor medii, cu consecințe negative pentru perioada următoare. Da. Dacă nu se vor lua măsuri. Dar eu, după, revin la ce am spus, dacă se implementează, dacă se aprobă această ordonanță de urgență, dacă trece și dacă se finanțează, deci la porc și pasăre va fi foarte bine, există un proiect de lege și pentru vacă, da? Pentru bălțată și pentru bruna din Maramureș, parcă, da? Unde de asemenea va finanța statul cu 40%. Deci ca să creștem efectivele și să modernizăm exploatațiile, e nevoie de bani mulți. Deci fermierii deocamdată nu pot susține singuri. Deci trebuie să ajutați. Și dacă vor fi ajutați, se vor vedea și rezultate. Pentru că, din punct de vedere uman, ca specialiști în vegetal și în zootehnie, avem oameni bine pregătiți. Ce lipsește? Capitalul. Da, capitalul propriu. Sau un stimulent, un ajutor, sub formă de subvenție și ceva, pentru că așa că ați dus împrumut de la bănci. Apropo de ajutoare, am văzut că este acum un program de la Ministerul Agriculturii pentru ajutoare pentru agricultori care au plantat vacă la stimularea creșterii porcilor mangalița și da. O rasă. Da. Și iar însemnând
menționat, fiecare crescător primește 250 de lei, parcă, n-am putut să mă rog. Da, 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 primește, dar știți care e durerea la noi în județ? Noi avem cereri, avem vreo 91 de cereri, dar noi nu găsim procesator, pentru că integrarea se face prin procesator. Deci poți să ai furnizor de purcei, poți să ai cerere de creștere, n-ai furnizorul prin care să integrezi, pentru că furnizorul ia purceii, furnizorul face, procesatorul ia purceii, face contract cu fermierul care vrea să ia, da? Și el dă purceii la, da? Și el îi preia la, să îi prelucreze. Și nu avem în județ, pentru că am încercat și toți spun că nu, pentru... Nu e rentabil pentru ei în momentul ăsta să prelucreze astfel de carne, pentru că nu are piață. Nu are piață locală aici, care se consume. Da, dar nu îi convine nimănui. Eu revin la ideea mea. Când ai o clasă de mijloc puternică, care se reprezintă 50-60% din populație, vorbim de așa ceva. Dar dacă un preparat din porc, mangalița, costă dublu, triplu, da? Nu poate pensionarul să cumpere de mangalița. Cumpără de el, a contrafăcut, care e cu ce-i făcut el. Vă dau un exemplu cu fasole, să știți, da? Că noi vorbim foarte mult de patriotism și de toate astea. Franța, Germania, în perioada de după război, cumpărau numai produse autohtone, ca să stimuleze producția din țară de la el. Dar când te duci în hipermarket și fasolea din Polonia e 3 lei și aia din România e 6, dumneavoastră, dacă aveți 900 de lei pe lună, pe care o cumpărați? Spune, da-l dracului de patriotism, da? Asta e durere. Deci, și în Moldova nu e o tradiție pentru mangalița. Poate pentru bazna, da, o mai fost. Asta e specifică Ardealului. De-aia și acolo merge mai bine, pentru că ei au găsit de toate. Aia de la Mureș, și aia, au găsit și crescători, au găsit și procesatori și atunci au putut să... Noi nu avem pe cineva care să proceseze, pentru că prin el, prin procesator, se poate derula. Practic, crescătorii sunt doar, îi țin pe o perioadă de timp. Da, el are... Deci, sunt proprietarii... Ba da, el din momentul în care vine, că nu el primește banii. Deci banii îi primește cel care vinde purcelul prin procesator, m-ați înțeles? Deci procesatorul duce, face contract, statul îi dă banii procesatorului, procesatorul îi dă lui. Procesatorul vine și încheie contract cu ăsta care ia, vine și ia 10 purcei maxim, așa se poate, el e obligat ca minim 5 să-i predea și cu ceilalți 5 faci și ce vrea. M-ați înțeles? Da. Ei, prețul e mare, apoi este o rasă rustică, deci porcul mangalița, bazna, nu-l îngrași în 6 luni. Și ca să fie, să păstreze calitățile specifice rasei, trebuie să aibă de la 130 de kg în sus. Asta nu se realizează când 2 ani la această rasă. Aici e. Ideea este bună, dar... E mai dificil în zona noastră de neimplementat. Adică, mă rog, se vede din ceea ce numărat dumneavoastră acolo, o scădere la producția aproape la toate culturile, datorită secetei. Nu aproape la toate. V-am arătat, au crescut la porumb. Da, sunt mai puține la care au crescut foarte. Dar nu e atât de drastică pe cât ne așteptam, să știți. Perfect, dar seceta asta nu ar putea fi soluționată cu niște subvenții, niște investiții în sisteme de irigație, ok, un anotimp ploios. Poate sunt soluții mai puține, dar la secetă se ridică deșert. Deci noi avem, deci acum programul pentru irigație e pe infrastructura principală, pe sistemele mari de irigații. Noi în județul Neamț avem acum o organizație de utilizatori de apă pentru irigații, UAI, o UAI Spiridonești, care o primit prin ordinul ministrului, așa, ordin de înființare, protocol de predare primirii cu ANIF-ul de astă toamnă și acum ei au depus proiect, depun proiect la ANIF, nu la ANIF, la Oșfir, da? Pentru refacerea infrastructurii secundare pe care au primit-o.
stație de pompare, tot asta. Pe 865 de hectare, care aparține de sistemul de irigație Dăminești, Dăminești, Bacău. Din 169 de mii? Da, dar atâta este acolo. Asta e prins. Nu am ce faci, că asta este. Există pe măsura 4.1, fiecare fermier poate să facă pentru irigații, prin acumulări de suprafață, din profunzime, prin foraj, toate astea. Dar acolo știți cum e? Din totalul programului, numai 49% dă pentru irigații, 51% trebuie să fie altceva, cumpărare de utilaje și toate astea. Și nu-i convine. Nu poate. Aici știu că în strategia Ministerului, după ce pune la punct asta cu sistemele mari de irigații care au fost funcționale și se va începe și cu Siret Bărăgan să-i dea drumul, să fie o măsură și pentru aceste amenajări locale. Domnul director, câți ani au trecut de când poate pune la punct sistemul? Dar eu... Da, eu vreau să vă spun că până în 90, în județul Neamț, erau undeva la 6.900 de hectare amenajate pentru irigat, da? Ăsta de la, din comuna Icușești, de acolo, de la Spiridonești, legat de ala de Bacău, au rezistat, au fost în sistemul mare, aia au mai udat, au mai făcut până. Din coace, sistemul care exista la Felești, la Filipești și toate astea, datorită retrocedării, s-a stricat tot, nu mai este nimic, nu mai este nici stații de pompare, nu mai este din pământ ce a fost, s-a furat la fier vechi, s-a dus tot, toți hidranții și toate astea. Unde sunt câteva asociații, îs brăzdate de toți ăștia, nu poate să facă o organizație ca să acceseze fonduri, m-ați înțeles? Deci tot asocierea este... Sigur. Tot asocierea, iar... Noi ce avem? Avem Moldova și Siretul un pic, nu udăm tot. Există posibilitatea de a se face iazuri de suprafață, da? O acumulare, unde se poți uda de acolo, forări subterane. Cine vrea acum aș face pe bani proprii? Eu știu, Tehnoindu, de exemplu, și-a făcut, nu știu cât, 100 sau 110-130 de hectare cu irigare din subteran, dar pe banii lui. Programul de cadastrare gratuită s-a anunțat. S-au derulat la anul trecut, se derulează și acum, s-au făcut și la Neamț. Au fost descoperite foarte multe terenuri care figurau drept pășuni, ca fiind terenuri arabile acum. Haideți să vă explic de unde vine asta. Deși nu-i treaba noastră, că nu e, asta e o CPU, dar eu pot să vă spun. Subvențiile s-au dat pentru pășuni sau pentru culturi agricole? Nu știu că nu noi dăm subvențiile, apele. Haideți să vă explic. Legea 18... pe 1991 a fost dată pe picior și a fost dată cu scopul de a distruge agricultura românească. Pentru că eu nu mă apuc să împroprietăresc, să reîmproprietăresc până nu știu proprietarii, care și unde sunt. Întâi trebuia să facă cadastru și după aia să dea. Și atunci când au făcut cereri la primării, oamenii au făcut cereri cu ce au intrat ei în CAP. El a intrat în CAP cu pășune. Din 62 până în 90 s-au modificat categoriile de folosință. Multe pășuni au fost arate. De aia găsiți arabil, dar pe titlul pășune, pentru că Comisia Locală pe aia i-a reconstituit dreptul. Pe ce a făcut cerere și pe ce a avut el în registru agricol când a intrat în CAP. Ori dacă făceam cadastru atunci, ceea ce se întâmplă acum când se face cadastru, se trece ce găsește. Da? E și atunci, dacă se făcea cadastrul ăsta, atunci se trecea și nu era nicio problemă, nou ne ajungea pământul, nu trebuia să mai trecem prutul acum. Noi ca să dăm terenul tot, trebuie să facem cantonescu, spunem, români treceți prutul, dar noi nu putem nici acolo, ca cei vin și li dăm tot de la noi. Trebuie să-i punem să treacă Nistru. Da? Asta este, asta greșeli făcute de un om care mai apare încă, mai are curajul și mai apare la televiziune, da? Care a câștigat pariul cu agricultura și a spus că industria românească e un urmă de fiare vechi, da? De asta am ajuns unde am ajuns. Da. Bun, și atunci
Bănuiesc că știți, ok, subvențiile se plătesc de la APIA. Dar dacă eu, în cadastru figurat drept pășune, eu sunt un producător agricol, iau subvenția pe producția agricolă sau pe pășune? Pe ce declar și pe ce adeverință îmi dă de la primărie. De la primărie îți dă o adeverință, da? Da. Și spune că ai teren arabil. Așa, chiar dacă figurează drept pășune, da. Când vrea el să facă, de exemplu, pe terenul cealaltă o livadă, vine să-i dăm noi autorizații. Da. Și când vine și scrie pășunii, putem, pardon, schimbarea categoriei de folosință pentru livadă, dacă redai pășunea în loc în altă parte. Da, și iar schimbarea categoriei este așa, o istorie. Da. Pentru reconversie acum la livezi, da? Și pentru tot și lucrări de utilitate publică și toate astea, se poate scoate pășunea, fără plată, fără nimic, fără redat, fără toate astea. S-o lua măsura asta, s-o modificat deci pe urmă. Deci pentru doar pentru livezi, pentru reconversie la livezi. Pentru proiecte europene, pentru reconversie la... Dar și, de exemplu, dacă el face o fermă de vaci cu proiect, cu bani europeni, da? Și vrea să facă construcția pe pășunii, se aprobă pentru asta. Iar dacă primăria face acolo, cum e cazul de la Drăgușeni, unde se face pentru persoane, pentru construcția care s-o dărâma la Roman, da? Pentru persoane cu dizabilități, da? 16 hectare de pășuni s-au scos. Deci s-o schimba categoria de folosință, s-o băgat în intravilan și se face dacă construcția respectivă, pentru că e de utilitate publică. Dacă tot vorbim de proiecte europene, sau neapărat așa, există culturi în neamț, nu știu, de astea așa, de sunt la modă, de lavandă, de eu știu ce mai cultivă ăștia, de poate vom cultiva și banane la un moment dat. Da. De astea mai puțin uzuale? Există de lavandă, dar puțin. Puțin. Deci plante medicinale, că aici intră și lavanda, da? Așa, și ați văzut că vreo 5 hectare la nivel de județ. Asta este o cultură foarte rentabilă și nu exotică, dar trebuie bani mulți la înființare. Da? După aia e perenă, o ții 10-11 ani, o exploatez. Da? Încearcă unii. Avem culturi de arbuști, da? Crește. Da, adică, apropo, iarăși a fost la un anumit... Avem de cătină, avem de goji, de... Afin. Da. Bine, afinul suntem mulți oameni. Da. La un moment dat era un proiect pentru livezile de nuci, că tot ați amintit de nuci. S-au înființat pe proiecte livezile de nuci la noi? Ce-a S-au înființat pe bani proprii. Deci avem livezi de nuci în... Da, da.